Prezentarea candidaturilor ALDE pentru administrația Comunei Smârdan a readus în atenția cetățenilor din Smârdan câteva dintre temele de fond ale dezvoltării locale care se orientează către șansele conferite de proximitatea cu municipiul Galați. Statutul de localitate limitrofă municipiului Galați și posibila includere a localității în zona metropolitană Galați-Brăila au fost temele mesajelor transmise atât de candidatul de primar ALDE Dumitru Țară-Lungă, cât și de liderii partidului ALDE prezenți la festivitatea de lansare a candidaturilor. Smârdan este cartier din municipiul Galați. Este parte din județul Galați. Sunteți o prelungire a municipiului Galați. Nu vă separă nimic. Este o parte frumoasă a județului Galați. Ea trebuie să fie așa cum a destinat-o Dumnezeu, cum a destinat o poziția geografică, o parte frumoasă din județul Galați, care trebuie să fie împreună cu municipiul Galați, cu zona din care o avem în apropiere, Brăila, cu Tulcea, să fim o mare aglomerare și conglomerare urbană. Să fim o zonă pe care dumneavoastră să o locuiți cu plăcere. Să nu aveți nicio clipă senzația că trăiți izolați. Sau la țară, cum se spune. Ei, acum avem ocazia, cu domnul Țară-Lungă, ca primar, să apropiem și mai mult de municipiul Galați, să-i dăm valoare Comunei Smârdan, să fie, de fapt, un cartier al municipiului Galați. Putem să avem o comună demnă de calitate, limitrofă municipiului Galați. O comună de vârf, o comună care să aibă infrastructura bine pusă la punct. Să vorbim de asfaltare, să vorbim de gaz metan, să vorbim de apă potabilă, să vorbim de canalizare, iluminați și rigole, șanțuri betonate. Putem avea succes deplin în construirea unui dispensar multifuncțional, o sală de festivități, o farmacie, ceea ce nu avem, alte spații obligatorii pentru a putea duce un trai decent. Putem înființa un târg comunal, putem construi un parc de relaxare pentru vârstnici, pentru tineri, pentru și multe altele. Da, putem să acordăm respectul tuturor cetățenilor din comună. Putem să-i scoatem în evidență pe cei mai meritoși dintre noi. Putem să-i ajutăm pe cei nevoiași, fără să mai fie o masă de manevră pentru bunul plac al primarului, al vicele primar. Putem să încurajăm orice investitor care dorește să vină să se implice în comuna noastră. În felul acesta vom dezvolta locuri de muncă. Președintele Organizației Județene ALDE Galați, Eugen Durbac, a fost însoțit de o echipă numeroasă de lideri ai Organizației Județene, care sunt în același timp și specialiști din structura administrației publice, locale și județene. Mesajul de susținere a candidaturilor ALDE la Smârdan a vizat argumentele sociale și liberale care fac atractivă opțiunea ALDE în administrarea eficientă a Comunei Smârdan. Noi dorim, prin domnul Țară-Lungă Dumitru, ca și Comuna Smârdan, să fie în rândul primelor comune din județ sau chiar din țară. Dumnealui este un om cu experiență, e un om care, cum spunea, a lucrat în combinat, a avut de-a face cu oameni, mulți, a condus oameni mulți, e un om capabil să acceseze fel de fel de programe, să apeleze la diferite foruri, astfel încât să poată aduce bani în comună, având în vedere un program foarte generos pe care îl are dumnealui pentru comună. Și în domeniul sportiv, și în domeniul social, și în domeniul sănătății, are un program, dumnealui nu l-a prezentat, dar găsiți programul dumnealui în pliantul pe care îl are. Sigur că ar fi multe de spus pentru susținerea domnului Țară-Lungă. Noi ne-am orientat la dumnealui după ce ne-am consultat cu foarte multe persoane. Și am considerat că dumnealui este persoana cea mai nimerită pentru a ne reprezenta în această competiție și pentru a fi viitorul primar al Comunei Smârdan. Cu această ocazie eu îi doresc succes dumnealui, vreau să doresc succes consilierilor locale.